chiar dacă nu este de dimensiunea acestora, și în fapt chiar și o datorie morală de a exprima o poziție cât se poate de oficială, chit că nu am cravată, și anume că Universitatea din Pitești nu are niciun litigiu, nicio dispută, niciun fel de partipris negativ, marile universități ale României. Am crescut mulțumit acestor mari universități, le mulțumesc virtual întregii pleiade de profesori, de academicieni, de membri ai personal academic din Universitatea din București, din Politehnica din București, din Universitatea din Craiova, din Universitatea din Brașov, din multe, multele universități din jurul nostru, mulțumită cărora am crescut. Deci, ideea care se acreditează așa subtil în presă că noi suntem pe partea străzii, iar Universitatea din București pe altă parte, este totalmente falsă. Și în plus, să nu uităm, domnul rector Mircea Dumitru a fost titularul Universității din Pitești într-o anumită perioadă a vieții domniei sale. Drept pentru care noi ne știm locul, nu avem a ne ridica într-un mod altul decât cu speranța la nivelul Universității din București. Îi dorim succes în continuare și ne dorim și nouă să nu fi fost așa un balon umflat artificial și să probăm și peste 5 ani, din nou, că merităm acest grad de încredere ridicat. Vă mulțumesc tuturor care ați pus umărul la această poveste, începând de la cele neștiute de nimeni, doamnele noastre care au stat și sâmbătă jumica și au făcut curat din săl, până la lectorii, asistenții pe care a călcat greutatea acestei evaluări, s-au făcut mii de documente, s-au muncit și dimineața și seara și noaptea, am avut momente de răzmeriță, era cât pe ce să fim dat jos cu steagul din rectorat. Bine nu s-a întâmplat, că ne-am înțeles până la urmă. Mă uit la câțiva revoltați ai vrei din atunci. Da, da, nu ne uităm pe suflet aici. Și iată că am ajuns la acest rezultat dorit, meritat. Meritat, pentru că știind care e situația cu alte universități, dați-mă să vă spun că noi suntem totuși bine. Universitatea Pitești stă bine. Nu stă excepțional de bine, rămâne totdeauna un deziderat să te duci mai sus. Și deci, de la cei mici la cei mari, de la cei care se pot spune la cei care nu se pot spune, dar care au pus numărul în diverse alte feluri, pentru că trebuie să știți că am beneficiat și de un lobby extraordinar de bun, iată-ne ajuns și în Liga I. Felicitări tuturor, vă mulțumesc cu umilință rectorul care a dus această instituție aici. Succes tuturor și... Thank you.